Comandantul Poliției Locale Satu Mare, Ioan Precup, a anunțat astăzi intrarea în funcțiune a unui număr scurt de urgență la care sătmărenii pot să sesizeze la dispecerat orice ține de activitatea acestei instituții. Pe 101 au fost sancționate cu avertisment și li s-a dat termen de clarificare situației. 116 li s-au lăsat invitații pentru a se prezenta la sediu, pentru că la sediul societăților nu puteau prezenta autorizația sau viza. Și au fost, tot 116 sunt în curs de autorizare și au fost aplicate 6 amenzi în valoare de 3.500 de lei. În această perioadă, polițiștii locali controlează autorizațiile și avizele de funcționare ale societăților comerciale de pe raza municipiului Satu Mare. Deja au fost aplicate mai multe amenzi și sancțiuni. Număr de telefon scurt, care poate fi apelat tot așa din orice, din 24 din orice rețea, este vorba de 0361. 919. Primarul Dorel Coica a anunțat că după descinderile de săptămâna trecută în Piața Mare au fost încheiate contracte legale cu comercianții de acolo în valoare totală de peste 80.000 de lei. Domnul Precup a intensificat controlele și zi de zi sunt polițiști care verifică în continuare numărul contractelor. Vreau să vă spun că după descinderea aceea în piață, în două zile s-au făcut contracte de 84.000 de lei. 84.000 de lei, gândiți-vă câți bani nu se încasau la bugetul municipiului. Edilul șef a mai anunțat că așteaptă demisia administratorului Pieței Mari. Primarul a mai anunțat schimbări și la nivelul conducerilor Pieței de Vechituri și Pieței Mici, declarând că luni va da publicității numele persoanelor desemnate să îndeplinească în viitor funcțiile de administratori.